Muzeul de Științele Naturii Suceava a anunțat că în perioada 1-5 februarie va desfășura proiectul educațional Ziua Ursului. La eveniment se pot înscrie preșcolarii și elevii claselor 1-4. Aceștia își vor desfășura activitățile respectând toate normele sanitare și de distanțare fizică. Sunt așteptați să învețe despre speciile de urs de pe mapa mond și mediile lor de viață, despre ursul preistoric și fosilele care ne amintesc de acestea. După ce activitate se desfășoară aici la Muzeul de Științele Naturii Suceava în perioada 1-5 februarie? Ne dorim să continuăm șirul activităților din proiectele noastre educaționale, care de obicei se începeau de pe 1 februarie și acum în această săptămână 1-5 februarie o să avem săptămâna ursului. Eu sper din toată inima să ne putem desfășura activitățile, respectând toate regulile, toate normele sanitare, toate regulile de distanțare, dar în același timp să putem desfășura o activitate frumoasă în care invităm copiii să se înscrie, deci de data aceasta va fi pe înscriere. Fiecare părinte își va aduce copilul personal și va înscrie și vor fi 8 copii pe zi, de la ora 10:30 la 12. Vom avea activități educative în sensul că vom învăța despre speciile de urși de pe mapa mond, despre cei mai puternici urși, vom avea activități, încercăm să facem și activități de distractive, de ce să vă povestesc, cum merge ursul, cum mormăie ursul, povestea zilei de 2 februarie, când ursul iese din bârlog. Deci, tot felul de activități și distractive, dar și instructive. Cum va arăta spațiul în care veți desfășura această activitate? În acest motiv am invitat într-o sală goală, cum vedeți. Vom avea 8 măsuțe, deci fiecare copil va avea măsuța lui, va avea obiectele lui, va avea măscuța lui pe care o va desena. Și vom înșira în acest spațiu 8 mese și una în care vom pune o blană de urs, un craniu de urs exponate din colecția muzeului. Deci va fi un spațiu, cum îl vedeți, cu 8 măsuțe. Deocamdată, dar ca să putem respecta distanța, deci este singurul loc în care putem să avem distanța între copii, să asigurăm distanța între copii. Tradiție. Deci noi în fiecare an începeam anul cu ziua ursului. Era de fapt ziua ursului, dar apoi s-a transformat în săptămâna ursului. Anul trecut am avut 2 săptămâni de ziua ursului. Deci copiii erau obișnuiți, cel puțin cel mai mici, preșcolari și cei de 1-4, erau obișnuiți să vină aici la noi la muzeu să deseneze măști, să facem ursuleți, să cântăm, să dansăm. Acum va fi poate fără dans, fără muzică. Cu muzică va fi. Un mesaj pentru părinții și copiii doritori, la final? Dacă doresc, deci este la dorința lor, cum doresc, dacă au dorința de a ieși, de a veni la muzeu, să petreacă copiii o oră distractivă, instructivă și o oră chiar și de recreere la muzeu, îi rog să se înscrie întâi telefonic, la telefonul muzeului, deci prin telefon, pentru că fiind numai 8 locuri pe zi, este, deci înscrierea se face când primim telefonul și dacă doresc, este la dorința lor.